Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. În primul rând îmi îngădui de aici, din sala de lectură a Facultății de Teologie, să îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze Timișoara și Banatul. Astăzi este ziua Sfântului Iosif de la Partoș, una dintre cele mai frumoase echipuri ale istoriei Bisericii Ortodoxe din România. Alături de el pomenim pe Sfântul Nichita Romanul, cel care este hramul capelei Facultății noastre de Teologie, pentru că în 15 septembrie, data istorică a începerii școlii în România, Sfântul acesta proteja cu mucenicia sa munca și lucrarea profesorilor, învățătorilor și copiilor de altă dată. Suntem și dinaintea textului primei duminici de după înălțarea Sfintei Cruci, capitolul 8 de la Marcu, versetele 34-38, o poveste așezată în data după săturarea celor 4.000, în data după ce se vindecă un orb, după ce Irod și farisei sunt certați, și întâia dată se vestesc patimile Mântuitorului Hristos. În acest context, Mântuitorul vorbește și spune atât de simplu: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul, sau ce-ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. E cea mai grea întrebare pe care Domnul Hristos ne-o adresează. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă și dacă își pierde sufletul? În ce mod realizăm lucrul acesta în fiecare dintre noi în viețile noastre, de fapt, se împlinește în viața noastră Evanghelia lui Hristos. Suntem păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, dar ne dăjduim în mila lui Dumnezeu și crucea lui ne va ridica totdeauna în picioare. Mâine este o nouă zi.